Bună dimineața tuturor, bun găsit la o nouă ediție după 20 de ani. O discuție în această dimineață cu doamna Raluca Turcan, deputat PDL și președinte al Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim că sunteți alături de noi în această dimineață. Claudiu Pândaru, Gândul, bună dimineața! Bună dimineața! Cristian Hostiuc, Ziarul Financiar, Cristi, bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Raluca Turcan, suntem la o săptămână după alegerile din PDL. Putem să spunem că a câștigat Traian Băsescu alegerile în fața lui Vasile Blaga? Nu, eu n-aș spune. Dimpotrivă, cred că apariția președintelui Traian Băsescu în campania internă a Partidului Democrat Liberal nu a atins nici pe departe cotele poate la care s-ar fi așteptat oameni din partea domnului Vasile Blaga sau cum anticipau chiar unii reprezentanți ai presei. Cred că președintele și-a menținut, să spun, spiritul de observație asupra modului în care Partidul Democrat Liberal se comportă în aceste alegeri și a intervenit doar atunci când era invocat numele său. În rest, cred că a dat ocazia Partidului Democrat Liberal să-și aleagă singur președintele partidului și echipa de conducere. Păi cum, doamna Turcan, a dat ocazia când însu cu o lună înainte a spus că Emil Boc ar trebui să fie... Așa cum am și spus, a intervenit doar atunci când numele său fusese folosit de către unii că ar fi suporterul sau autorul unor demersuri ale Partidului Democrat Liberal, după care s-au clarificat lucrurile și cred că nimeni nu poate să spună că a fost o susținere vădită pentru Emil Boc. Mi se pare absolut normal ca președintele României să își exprime o opțiune privind președintele principalului partid de guvernare și să spună că îl preferă pe Emil Boc, în special pentru că președintele acestui partid este primul partener în continuarea reformelor statului. De asemenea, dacă îi se folosește numele în privința unor decizii luate de o parte din conducerea Partidului Democrat Liberal, iarăși este bine să clarifice aspectul acesta, dar nu puteți argumenta că a avut o susținere vădită și că a intervenit în procesul electoral intern în Partidul Democrat Liberal. Dar lumea de ce l-a ales pe Emil Boc? Sau lumea de ce îl alege? Cred că sunt diferite rațiuni pentru voturile pe care le-a luat Emil Boc. Eu pot să vă spun de ce l-am susținut rațional pe președintele actual al Partidului Democrat Liberal, Emil Boc. Pentru că, în opinia mea, este o garanție a continuării reformelor statului. Partidul Democrat Liberal nu se poate opri la jumătatea drumului în acest proces foarte important pe care l-a început de a reforma statul. Și trebuie în continuare să mențină cadența și să mențină determinarea de a continua reformele. În special pentru că vine un an electoral și când vine anul electoral, unii politicieni sunt tentați să dea frâu liber, să spunem, instinctelor populiste, să deschidă sacul cu bani, mai ales dacă se află la guvernare și să intre în acel cerc care din păcate a afectat, acel cer care din păcate a afectat mulți ani în România până acum, și anume să folosești bani publici pentru voturi. Deci din punctul meu de vedere, Emil Boc, făcând acest efort, nu vă duceți în colegiul dumneavoastră și le promiteți oamenilor o viață mai bună? Una este să promiți o viață mai bună. Una este să promiți o viață mai bună. Altceva este să promiți o viață mai bună în cunoștință de cauză și realist, și cu totul altceva este să arunci cu bani în stânga și în dreapta fără nicio rațiune privind drămuirea banilor, pentru că dacă banii se duc de la PDL, dacă banii se duc în proiecte, dacă banii se duc în îmbunătățirea infrastructurii, dacă România investește
în bunăstare, crescând competitivitatea, este absolut corect să promiți oamenilor sau să dai perspectiva de mai bine. Doamna Turcan, gălecile sunt niște instrumente de campanie pe care le folosești sau nu. De exemplu, eu nu am folosit găleci și nici nu m-am ales datorită găleților, însă ele se întâlnesc în toate țările. Să știți că din SUA până în Franța, ca și instrument de campanie, apar gălecile. Da, important este să fie transparența cheltuirii banului public. Acum o lună de zile, președintele Traian Băsescu căuta un premier tehnocrat și a venit să explice partidului dumneavoastră că ar fi bun un premier tehnocrat în locul domnului Emil Boc. A greșit Traian Băsescu? Nu, n-aș spune că a greșit. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă era oportun să deschidem această discuție, dacă ea nu s-a și finalizat. Dar e opinia mea personală. Eu cred că, în mod normal, deschis subiectul schimbării unui primului ministru, doar dacă există și determinarea ca acel lucru să se întâmple. Am înțeles că foarte mulți președinți de organizații la acel moment, să spunem, au conștientizat beneficiul de imagine dacă s-ar produce o revitalizare a imaginii guvernului prin schimbarea primului ministru. Discuția s-a oprit și din punctul meu de vedere, iarăși, n-aș mai redeschide decât dacă există cu adevărat hotărârea să se întâmple ceva. Da, există, altfel îi adăunează. Există în opinia noastră un beneficiu de imagine pe care l-ar câștiga PDL prin schimbarea lui Emil Boc? Acum trebuie să fim realiști și să acceptăm că toate aceste măsuri de reformă au dus la erodarea imaginii, atât a primului ministru, cât și a echipei guvernamentale. Asta deja este un truism. Nu putem să avem pretenția că politica se face doar cu truisme constatând lucruri vizibile. Deci, ci pur și simplu trebuie să vezi dacă se pot produce corecturi. Dacă există oameni care ar înlocui la un anumit moment alte persoane producând un plus de imagine, atunci poți să apelezi la această schimbare. Dumneavoastră, dacă veți pierde alegerile din colegiul dumneavoastră la alegerile din 2012, dacă veți candida, pe cine veți da vina? Pe Emil Boc? În primul rând, eu nu cred că voi pierde alegerile în colegiul meu, pentru că voturile pe care eu le-am primit în colegiul meu la Sibiu au o mare greutate și au creat o relație cu totul specială între mine și cei care mi-au dat votul la acele alegeri, pentru că contextul era dificil, să spunem, climatul politic era de asemenea dificil, însă oamenii de acolo și-au dat seama ce fel de politică mi-am propus să fac și, în primul rând, ce om sunt. Deci nu îmi pun problema pierderii acestui colegiu, pentru că ar însemna să mă îndepărtez de cei care m-au ales, de sibienii mei, și lucrul acesta nu este posibil. Și, în general, dacă am, să spunem, un insucces în carieră, nu cer să dau vina pe cineva, ci pur și simplu mă uit să văd ce aș fi putut să fac mai bine să previn acel insucces. Deci nu sunt acel gen de politician care caută țapii spășitori. La aceste alegeri din Partidul Democrat Liberal, dumneavoastră ați fost percepută și ați fost și în realitate o apropiată susținătoare a taberei lui Emil Boc și ați și candidat pentru o funcție. Nu ați câștigat-o. Ce s-a întâmplat? În primul rând, aș spune că tensiunea de la convenție a dat o încărcătură mult mai războinică declarației pe care eu am făcut-o, că votul la o convenție este unul politic. Așa și este. Este normal ca un vot să reflecte viziunea președintelui partidului, este normal să aibă loc negocieri. În același timp, nu cred că este normal și de acceptat să împingi un membru al echipei într-o înfrângere. Și spun lucrul acesta pentru că eu am luat decizia să candidez pentru funcția de vicepreședinte după ce am avut două discuții cu președintele partidului,
și dumnealui și-a exprimat, să spunem, dorința de a face parte din echipă. Ulterior, această opțiune s-a schimbat și nu a mai avut loc o altă discuție. Deci, practic, a fost așa o sacrificare a unui membru al echipei în condițiile unui vot politic, știind că voturile mele trebuie să se ducă la un alt coleg. Mi-a produs amărăciune această mișcare, mai ales că eu sunt un om politic care înțelege condiționalitățile ocupării unei funcții de conducere în acest context. Așa cum am spus, există un vot politic și există diverse rațiuni. Ar fi fost absolut suficient să existe o discuție față în față și să mi se spună locul pe care tu ar trebui să-l ocupi în echipa mea trebuie să fie dat unui coleg din tabăra lui Vasile Blaga pentru binele partidului și aș fi înțeles. Din păcate s-a schimbat, când, să când spunem, ați aflat această dumneavoastră că preferință. Emil Boc v-a lăsat în afara listei. În momentul în care trebuia să-mi susțin discursul de susținere a candidaturii mele la funcția de vicepreședinte, lucru care așa cum am spus, mi se pare aduce mai mulți bani la partid, de ce v-a sacrificat pe dumneavoastră, care sunteți destul de cunoscută, și a ales pe altcineva, nu știu, domnul Tarhon? E corect? Rațiunile sunt numeroase, nu o să intru pentru că nu știu exact care au fost discuțiile din interior. Dar întotdeauna la niște alegeri au loc, așa cum spuneam, negocieri, are loc exprimarea unui punct de vedere a liderului partidului privind forma în care trebuie să arate echipa și evident au loc și sacrificii. Da, corect ar fi altceva? Fost ca aceste sacrificii să fie anunțate. În schimbul renunțării la Nu mi s-a propus pentru că eu nu sunt genul de om care să privească politica ca o formă de troc, adică candidezi la ceva, nu obții, primești altceva în schimb. Pe de o parte, așa cum am spus, nu am fost anunțată că am fost sacrificată din echipa președintelui Boc, iar pe de altă parte, cred realmente că nu funcția definește traiectoria unui om politic. Funcția este importantă, însă nu suficientă. Eu voi continua să fac politică și de altfel tot ce am obținut până acum nu s-a datorat unei funcții numele pe care am ocupat-o. Numele dumneavoastră e vehiculat pentru portofoliul de la Ministerul Muncii lăsat liber. Dumneavoastră ați fost contactată de Emil Boc pentru acest lucru sau e doar o discuție politică? Nu am fost contactată și mă îndoiesc că acest lucru s-ar întâmpla. Am înțeles. Ce sentiment ați avut când Teodor Stolojan, ați făcut parte din echipa lui, a renunțat la funcția de prim-ministru? V-a dezamăgit? Nu aș putea spune că a fost neapărat dezamăgire. A fost o părere de rău, pentru că eu cred foarte mult în calitățile profesionale ale domnului Stolojan. Cred că ar fi fost un bun prim-ministru. Mai bun în decât același timp, nu pot să fac o asemenea comparație. În același timp, spun că nu a fost dezamăgire, pentru că înțelegeam foarte bine contextul. Deja se prefigura apropierea unei crize economice serioase în România și înțelegeam că un prim-ministru pentru a scoate țara din criză este nevoit să adopte o serie de măsuri radicale. Ori măsurile radicale nu pot fi luate și duse la bun sfârșit decât dacă ai susținerea 100% a partidului principal de guvernare. Nicio măsură radicală. Dacă, numai o secundă, dacă premierul n-ar fi fost și președinte de partid, ducerea la bun sfârșit a măsurilor de austeritate ar fi fost foarte greu de realizat. Doamna Turcan, se discută acum din nou despre o remaniere a guvernului. Acum câteva zile, Traian Băsescu a spus-o din nou public, reîmprospătarea forțelor guvernamentale. Ce posturi sunt vulnerabile în guvern din punctul dumneavoastră de vedere?
Așa cum se spune și cum auziți foarte des, în special dumneavoastră, jurnaliștii, răspunsul la o asemenea întrebare este că remanierea este apanajul primului ministru, ceea ce este și adevărat. Până la urmă, remanierea reflectă în primul rând viziunea primului ministru. Sigur, dar aveți dreptul la o părere personală, adică mă îndoiesc. Reflectă în primul rând viziunea primului ministru asupra modului în care au funcționat oamenii din echipă. De asemenea, remanierea poate să vină și din, să spunem, evaluările colegilor din conducerea Partidului Democrat Liberal, după cum ați menționat puțin mai devreme, nu mai fac parte din conducere. Însă am o opinie, evident. Opinia mea este că pot fi făcute schimbări în cazul unor colegi pentru a îmbunătăți imaginea guvernului. Lucrul acesta vine, în primul rând, să spunem, din forța echipei Partidului Democrat Liberal și cred că la orice minister aproape pot fi găsiți oameni mai buni în rândul membrilor Partidului Democrat Liberal Monica să Iacobriți locuiască. Monica Iacobriți și Ioan Botiș, membrii ai PDL, oameni prezentați foarte bine, au eșuat. Adică au sfârșit fiind acuzați de corupție. Orice om poate să eșueze, orice om poate să facă greșeli. Până la urmă, sunt două aspecte. Unul este profesionalismul și altul este moralitatea. În domeniul profesionalismului poți să observi rezultatele abia după ce dai cuiva o funcție, iar moralitatea, știți cum e, uneori se arată abia după ce deții o funcție importantă. Cele două nume, cei doi miniștri au fost lipsiți de experiență, de ce celebrații tripletă, Videanu, Berceanu, Blaga, nu au fost acuzați niciodată de corupție? E o întrebare dificilă. Suspiciuni, să spunem, de corupție apar atunci când, să spunem, se produc unele erori, așa cum a fost cazul doamnei Riți. Din punctul meu de vedere politic, dacă am fi intervenit mult mai rapid atunci și am fi fost erori din partea proactiv. Că bănuiesc că nu Monica Iacobriți a făcut erori, nu? Acolo e destul de clar ce a făcut. Păi, a fost o greșeală, până la urmă oricine beneficiază de prezumția de nevinovăție. Dacă va fi dovedită că a fost într-adevăr corupție, probabil că justiția își va urma traseul. Așa cum spuneam, dacă în cazul dumneavoastră am fi intervenit mult mai repede și am fi fost, să spunem, proactivi în delimitarea de această suspiciune, probabil că handicapul politic pe care l-am căpătat în urma asocierei cu cazul Riții n-ar fi fost atât de mare, pentru că, evident, partidul a suferit din punct de vedere al imaginii. De ce nu există suspiciuni în privința altora? Probabil că activitatea nu a generat o asemenea suspiciune. Acum, știm că există chiar acea prejudecată că în momentul în care intri în politică trebuie să-ți asumi că ai moralitate îndoielnică și de asemenea ai o lipsă de competență. Dar eu vreau să depășim acest clișeu cu care în general oamenii privesc că politicienii. Anul viitor, în 2012, după alegerile locale, vor fi din nou alegeri în PDL? Da, cu siguranță vor fi alegeri în Partidul Democrat Liberal și cred că ar fi normal, pentru că evaluarea post-alegeri este absolut necesară dacă urmărești creșterea performanței unui partid politic. Aș vrea să mai fac un comentariu la ce m-ați întrebat dumneavoastră puțin mai devreme, apropo de remaniere. Remanierea este importantă, dar mult mai importantă, în opinia mea, este o schimbare și în eșalonul 2 al reprezentanților noștri în funcțiile publice. Acolo unde sunt secretari de stat și reprezentanți în
a instituțiilor în legătură cu alte organisme ale statului. Aș spune că e nevoie să se facă, așa cum se numea înainte, o descompunere, parcă la Dacie, nu? Când luai toate piesele, le evaluai astfel încât mecanismul să funcționeze. Deci, fiecare reprezentant al Partidului Democrat Liberal într-o funcție publică ar trebui evaluat. Important este ca această evaluare să se facă transparent pe criterii, astfel încât, în contextul unor foste tensiuni date de alegerile interne, acest demers să nu pară revanșard. Deci, e o provocare pe care actuala conducere a Partidului Democrat Liberal o are. Să privească partea de remaniere, dar așa cum am spus, asta este de ca responsabilitate a primului ministru, dar să privească și la eșalonul 2 al celor care ne reprezintă. O chestiune, adică discutăm ca să ne spunem niște păreri frumoase. S-au mai făcut evaluări în PDL și înainte de alegeri ați selecta candidații după tot soiul de criterii. Până la urmă, practic, nu s-a întâmplat nimic. Dumneavoastră ați spus un lucru care, chiar dacă poate să pară deranjant, el este corect și, din păcate, această abordare ne-a făcut foarte mult rău. Pentru că am spus de multe ori că facem lucrul acesta și nu s-a simțit o îmbunătățire reală. După această convenție, în momentul în care partidul s-a așezat în bloc start cu obiectivul de a câștiga alegerile din anul 2012, dacă iarăși facem o asemenea acțiune de fațadă, vom greși enorm. Pentru că Partidul Democrat Liberal, din punct de vedere al reformelor, se află pe un drum drept, pentru că măsurile de reformă au dat rezultat. Însă, finalizarea acestor reforme nu garantează și creșterea electorală a Partidului Democrat Liberal. Creșterea electorală este dată, în primul rând, de două lucruri. Unul, să continui reformele la guvernare și să-ți menții această responsabilitate de interes național pe care ți-ai asumat-o. Și, în al doilea rând, să fii credibil în comunicarea cu electoratul. Cum poți să fii credibil în comunicarea cu electoratul? Dacă îți identifici propriile erori și ți le și corectezi. Dacă te faci că nu vezi unde ai avut vulnerabilități, nu faci decât să-ți crești acele vulnerabilități și să nu poți să fii credibil când vorbești oamenilor despre reforme, despre austeritate, despre interesul național. De aceea, în acest efort de comunicare al Partidului Democrat Liberal, punctul forte trebuie să fie credibilitatea noastră individuală. Și vă mai spun un lucru, din punct de vedere al comunicării, de multe ori am fost de un cinism greu de imaginat. Măsurile trebuiau luate că n-aveam încotro, însă trebuia să fim mult mai ofensiv comunicațional. De ce n-am fost? Tocmai pentru că aveam noi înșine propriile slăbiciuni. De aceea, această evaluare a membrilor PDL în funcții publice trebuie dusă la bun sfârșit și trebuie făcută cu maximă responsabilitate. 2012 este an electoral. O să ne întoarcem la discuție în câteva minute. Continuăm discuția noastră din această dimineață cu doamna deputată Raluca Turcan. Să vă rog să comentați o remarcă a președintelui Băsescu făcută săptămâna aceasta, ceea că alegerile legislative din 2012 se desfășoare după noua Constituție. Așadar, noul Parlament să fie întemeiat pe propunerea de modificare a Constituției trecută deja printr-un referendum. Ar fi corect dacă s-ar putea realiza. Se poate realiza. Pentru că... Vă răspund și la această întrebare. Și spun că ar fi corect pentru că am avut un referendum în care oamenii au dat răspuns la două întrebări. Dacă vor mai puțin parlamentari și dacă vor o singură cameră a Parlamentului. Răspunsul a fost covârșitor da. Și atunci, ținând cont că prin Constituție poporul este suveran, ar fi absolut normal ca politicienii să țină cont de această opțiune a oamenilor. Pentru a fi posibilă, așa cum ați întrebat, este nevoie de consens politic. Uitându-mă la
responsabilitatea de care au dat dovadă partenerii din opoziție, aș spune că e greu de realizat, pentru că n-am văzut în toată această perioadă de criză, o perioadă în care, în mod normal, toți oamenii politici ar fi trebuit să se solidarizeze cu un singur interes, scoaterea României din criză. N-am văzut nicio urmă de responsabilitate, n-am văzut nicio urmă de dorință de a pune interesul național înaintea unui interes politic direct. De aceea, mi-e greu să cred că cei din opoziție ar susține un asemenea demers, să dea poporului ce e al poporului, pentru că așa doamna, s-a exprimat la referendum. Iertați-mă că vă întreb, de ce să susțină un proiect al președintelui Traian Băsescu și al Partidului Democrat Liberal? Nu este vorba de adică un proiect al președintelui. Dacă ați fi în opoziție, ați face lucrul ăsta? Nu este cred. Este vorba de un proiect al președintelui Traian Băsescu. Președintele a transmis un proiect în Parlament, există o comisie înființată pentru modificarea Constituției. Din păcate, această comisie n-a funcționat nicio zi din momentul în care a fost înființată. Faptul că președintele a transmis un proiect înseamnă un punct de plecare. Punctul de plecare poate fi discutat cu toți reprezentanții partidelor politice și să se ajungă la o variantă care să țină cont de votul poporului la referendum. Dar, nu înseamnă să îmbrățișezi fără să gândești sau fără să dar dumneavoastră, de ce ați votat pentru modificarea Constituției în condițiile în care vă duceți în arenă, numărul de deputați și de senatori se reduc și ați putea pierde alegerile? De ce ați vota? Adică vă votați pierderea postului? Eu personal aș vota, în primul rând, pentru că e nevoie de o asemenea schimbare. Nu cred că prin ceea ce am făcut eu până acum ați putea vedea o urmă, să spunem, de abordare personală atunci când a fost vorba de susținerea unor proiecte politice mari. Deci, dincolo de interesul meu personal al Ralucăi Turcan, cred că mai eficient, mai sănătos, mai funcțional pentru România și pentru cei care votează ar fi un parlament mai mic, mai flexibil, deci cu mai puțin parlamentari. Dincolo de asta, ținând cont de relația cu totul specială pe care o am cu cei din Sibiu, nu cred că aș avea o problemă, pentru că m-ați întrebat de aspectul meu personal. Dar nu asta contează. Da, un om politic trebuie, așa cum am spus, este să se uite la cei mai bine soluția pentru țara. Pentru a afla ce își dorește poporul? N-am înțeles. Referendumul, da? Este soluția pentru a afla ce își dorește poporul? Referendumul este un instrument prin care poți să consulți poporul. Atunci evident. Explicați-mi și mie, de ce Traian Băsescu se opune referendumului pentru desființarea administrațiilor locale din București, adică a sectoarelor, ca instituții bugetate? Dacă dumneavoastră ați citit o opoziție a președintelui, pot să vă spun că eu nu am văzut lucrul acesta, deci nu am interpretat în niciun caz intervenția domnului președinte în sensul acesta. Dumnealui, cu experiența pe care o are în administrația locală, a spus că nu e necesar. A spus că este vorba, pe de o parte, de o decizie locală care poate fi soluționată printr-o lege. Deci nu este nevoie de un referendum pentru a da o lege, ceea ce constituțional este absolut corect. Dincolo de asta, există un joc politic între partidele între partide la nivelul Bucureștiului, se va vedea cum va fi finalizat. Da, acum, ca să fim foarte sinceri, din această modificare administrativă nu ar fi avantajat PDL-ul? Dacă politic. Vă uitați la faptul că Partidul Democrat Liberal are primari, bineînțeles că răspunsul ar putea fi nu. Acesta este și un argument în plus pentru a înțelege primar, că legea capitalei arată acum nu dezastros reflectă pentru capitală. Acesta este un argument în plus care arată că legea capitalei nu este o dorință a Partidului Democrat Liberal pentru a-și rezolva problemele politice în București, ci pur și simplu este o propunere de eficientizare a administrației Bucureștiului. Doamna deputată, da, PDL-ul are un candidat pentru primăria capitalei care să bată cu... O să vă rog foarte mult, în ceea ce privește primăria capitalei, mi s-ar părea
corect ca lucrul acesta să fie discutat în primul rând cu președintele Organizației de București. Ar fi total incorrect și neprofesionist din partea mea. Dânsa nu candidează, că am întrebat. Să-mi dau cu părerea despre candidații la primăria capitale. Deci chiar nu am un răspuns pentru așa ceva, pentru că nu sunt la curent cu sondajele de opinie, cu viața Organizației de București. Pot doar să văd că și-au propus să ducă la bun sfârșit această lege a capitalei, care chiar dacă nu ar aduce un avantaj politic direct Partidului Democrat Liberal, ar eficientiza foarte mult administrația locală și ar aduce mai aproape serviciile acestei administrații bucureștene de cetățenii locuitori în București. Pentru că tot discutăm de doamna Elena Udrea, președintele Organizației de București. Dumneavoastră, în ce relație sunteți cu dumneavoastră? V-am văzut la congres, erați, păreați apropiată. Nu v-ați sprijinit pentru funcția la care ați candidat? Eu sunt în relații absolut corecte cu doamna Elena Udrea, așa am fost până acum și așa voi rămâne, sper, și de acum încolo. În privința sprijinului, discuțiile pe care eu le-am avut cu președintele partidului, care și-a exprimat dorința de a face parte din echipa dumnealui. Faptul că acest lucru s-a schimbat, așa cum am spus, mi-a produs amărăciune, mi s-a părut incorrect, însă viața merge înainte. Sunt foarte multe rațiuni pentru a-ți creiona o echipă de conducere a partidului în acest moment dificil de guvernare. Doamna deputat, președintele Băsescu cere management privat la regiile autonome și companiile de stat cu pierdere. Știți subiectul. Da. Din Sibiu, dumneavoastră pe cine ați propune ca manager să preia o companie de stat? Iarăși, cred că dacă aș intra în acest joc cu dumneavoastră, nu, v-am aș cerut greși trei profund. Nume, trei nume de manageri din Sibiu, a unor companii din Sibiu, în care au avut rând succes și care putea să conducă o companie de stat, să o facă, să o aducă de pe pierdere, pe profit. În primul rând, un management privat înseamnă o selecție a mai multor oferte, a mai multor proiecte de management. Doamna deputat, pe cine ați propune? Deci, stați o secundă. Dacă eu aș avea această abordare să propun pe cineva din Sibiu, aș greși. Aș greși profund, pentru că este foarte posibil ca din țară sau din afara țării să vină, să fie oameni cu un proiect de management mult mai performant decât al unei persoane care ar veni din Sibiu. Pe șeful Compa Sibiu l-ați propune? Nu-l cunosc direct pe șef. Dar nu sunteți deputat de Sibiu? Bun, și asta nu înseamnă că eu cunosc. Este una din cele mai mari companii din Sibiu care dă de muncă la sute de oameni? Nu-l cunosc direct. Nu pot să-mi exprim acum opțiunea în privința performanței manageriale a oamenilor de afaceri din Sibiu. Nu asta este treaba mea. Aș fi iarăși incorrectă și abordarea ar fi chiar politicianistă. Deci eu nu pot să fac așa. Am propria mea viziune, dar în momentul în care aș veni și aș face asemenea afirmații într-o emisiune de televiziune... Acei manageri dau de lucru la oameni în Sibiu, acolo. Dumneavoastră vă duceți către oameni și le spuneți pensii mai mari, salarii mai mari. Da. De unde? Că nu le dați dumneavoastră, le dă acel manager. Păi, eu nu promit pensii mai mari și salarii mai mari la companiile de stat. Haideți să punem lucrurile un pic la punct. Deci, în opinia mea, companiile de stat au reprezentat locul unde s-a produs cel mai mare dezmăț pe bani publici. Ca să fie foarte clar, nu cred nici măcar în momentul de față că există o persoană care să aibă evaluarea completă a dezmățului pe bani publici în companiile de stat. Doamna Turcan, pentru acest de cât timp lucru, este Emil Boc premier, doamnă? Păi da, nu pot să vă las, iertați-mă că veniți după 6-7 ani de guvernare și spuneți că s-a produs cel mai mare dezmăț. Păi, înseamnă că dumneavoastră ori ați luat parte la el... Dacă dumneavoastră faceți o asemenea acuzație, mi se pare puțin gratuită. Ori aș vrea să-mi v-ați uitat la el cu niște... Aș vrea să-mi închei ideea. Producându-se acest dezmăț, vreau să vă spun că a fost unul dintre motivele pentru care nu am susținut atunci când partidul și-a pus problema să impoziteze pensiile,
când Curtea Constituțională a spus că diminuarea pensiilor e neconstituțională. Și vă spun de ce, pentru că nu puteam să mergem în fața pensionarilor care își drămuiesc fiecare bănuț de pe o zi pe alta, să le spunem, știți, vă impozităm pensiile, știind că în companiile de stat există acest dezmăț pe bani publici. Există un prim-ministru, există un aparat de control. Datele mele nu sunt suficiente pentru a face o evaluare și o prezentare statistică, să spunem, a acestei irosiri a banului public. Însă sunt informații și acesta este și motivul pentru care s-a ajuns la varianta de a căuta management privat. Revenim la întrebarea dumneavoastră cu Sibiul. Dacă eu aș veni și v-aș spune, nu știu, bă, șeful de la Compa, în Sibiu sunt foarte multe investiții și investiții performante. Dacă eu aș veni, eu aș veni și v-aș da un nume al unui manager din Sibiu, aș greși, pentru că este foarte posibil că atunci când se face evaluarea proiectelor de management pentru a selecta proiectul de management, să fie alții mult mai buni, mult mai performanți sau mult mai aplecați pe domeniul respectiv. Din Sibiu nu a venit prefectul șef la hidroelectrica? Da, și? Ce l-a recomandat? Întrebați-l pe ministru care l-a numit. A fost prefect de Sibiu este și are din Sibiu. Studii în acest... Bun. Și ministrul haideți este să facem... tot din Sibiu. Nu. Haideți să facem, să punem un pic lucrurile la punct, pentru că... O să vă rog să vă țineți răspunsul, ne întoarcem în câteva minute, după 20 de ani. Ultima parte a discuției noastre din această dimineață cu doamna Raluca Turcan. V-am întrerupt înainte de pauză. Urma să vă terminați. Ideea era o discuție deschisă între dumneavoastră și colegul Cristi Hostiuc. Da, vreau doar să punem un pic lucrurile la punct. Faptul că directorul de la Hidroelectrica este din Sibiu nu înseamnă că eu am avut vreun rol în numirea domnului Trihenea. Îl cunosc pe domnul Trihenea și știu că a performat în funcția de prefect în Sibiu și de asemenea știu că are studii în domeniu. Însă numirea aparține ministrului economiei, deci mi se pare absolut corect ca atunci când sunt puși oamenii în funcție să fie întrebați, dar domnul Trihenea a fost numit pe baze politice sau pe baza performanței lui? Deci asta și spun. Atunci când sunt puși oamenii în funcții publice, mi se pare normal să-i întrebați pe cei care fac aceste numiri și veți afla considerentele. Probabil că a primat experiența și pregătirea pe care o are în domeniu, pentru că e un om care chiar are studii în domeniu. Deci acestea sunt lucrurile pe care le știu. Mai departe de ceea ce se întâmplă la Hidroelectrica, chiar nu mă pricep. O să vă rog să schimbăm puțin tema. Parlamentul României, Camera Deputaților, din care faceți parte, de săptămâni bune lucrurile sunt blocate acolo. Nu mai vine nimeni pe la muncă, trec tot felul de legi aberante prin aprobare tacită. Care e problema? Acesta este un lucru care mă îngrijorează în momentul de față. Nu cred că există riscul pierderii majorității parlamentare, însă cred că există riscul lipsei de mobilizări în Parlament pentru a trece în special legi organice. Eu sper ca săptămâna viitoare să reușim să finalizăm câteva legi organice foarte importante. Din păcate, până în momentul de față, pentru proiecte importante, nu am avut numărul necesar de voturi pentru a trece legile organice și am resimțit asta chiar personal cu un proiect de lege privind modificarea legii audiovizualului, care mi-aș fi dorit să treacă prin dezbatere în Camera Deputaților, pentru că în comisie am adus multe îmbunătățiri proiectului pe care l-am inițiat. Da, dumneavoastră ați discutat cu colegii? De ce nu vin la muncă? Au altceva de făcut? Nu le pasă? Le-ați spus măcar că sunteți acestea, îngrijorarea mi-a manifestat-o de mai mult și la ședințele noastre de grup și e un lucru pe care îl spun și în discuțiile personale, pentru că cred că toți oamenii trebuie, în principal cei din Partidul Democrat Liberal, dar și din Coaliția de Guvernare, să vâslească în aceeași direcție și să se mobilizeze. Știți că se vorbea la un moment dat de riscurile care planează asupra Partidului Democrat Liberal. Cel mai mare risc pentru Partidul Democrat Liberal nu este să se scindeze. Cel mai mare risc este lipsa de
de mobilizare, inactivitatea și ar fi un pericol puternic pentru noi ca unii membri din Partidul Democrat Liberal să privească o eventuală înfrângere la alegerile din 2012 ca pe o posibilitate de câștigare a bătăliei interne. Deci acesta este un subiect care pe mine mă îngrijorează. Să nu referiți la susținătorii lui Blaga? Nu neapărat, oameni care poate că sunt nemulțumiți din diferite motive. Să nu se mai implice, să nu se mobilizeze și pur și simplu să declare o stare din aceasta de non-combat, pur și simplu pentru a fi în expectativă cu ceea ce se va întâmpla în 2012. Dacă PDL obține un scor foarte mic în alegerile locale și în momentul de față, dacă te uiți după sondaje, cam asta e. Cam asta e perspectiva. Nu știu ce sondaje citiți dumneavoastră. Ale dumneavoastră din PDL. Eu mă uit pe sondaje și pot să văd că trendul pentru Partidul Democrat Liberal este unul ascendent. Am avut și 14% în punctul maxim al măsurilor de austeritate. Acum am ajuns undeva între 19 și 20. 19% pentru un partid e... 19% este un procent. Știți, cât care avea partidul reflectă poporului al lui Dan Diaconescu? Tot așa, vreo 90%. Are în jur de 12%, între 10% și 12%. 19% reflectă perioada foarte dificilă prin care Partidul Democrat Liberal a crescut. Dar așa cum spuneam, drumul PDL-ului este unul drept pentru că reformele au confirmat, au dus la creștere economică. Trebuie doar să ajungem ca această creștere să se reflecte în nivelul de trai. Întrebarea era următoare. Credeți că dacă rezultatul va fi dezastruos la alegeri, Vasile Blaga va reuși atunci să câștige alegerile în PDL? În primul rând, ar fi o mare greșeală să facem evaluarea partidului după alegerile locale. O evaluare, dacă o faci după alegerile parlamentare. Nu vreau să mai judec în termen de Vasile Blaga și Emil Boc. Eu vreau să judec doar în termen de echipa a Partidului Democrat Liberal și cred că suntem cu toții datori să ne mobilizăm 100% pentru a ne atinge obiectivul. În același timp, iarăși vorbeam de guvernare. Să știți că guvernarea înseamnă vieți și destine, este despre oameni și nu este doar despre cifre. Și cred că atunci când vorbim de guvernare, de creștere economică, trebuie să ținem cu dinții ca acestea să se reflecte și în creșterea nivelului de trai, să îmbunătățești viața oamenilor de zi cu și zi. Și o întrebare mai personală, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră sunteți, practic, trăiți din salariu de parlamentar, soțul dumneavoastră purtător de cuvânt la președinție, bugetar. De multe ori, au fost discuții în media, cum de vă permiteți totuși niște haine scumpe, niște genți de câteva mii de euro? Poate greșesc și am preluat eu informații greșite. Da, greșiți și din păcate ați pus această întrebare în urma unor articole din niște ziare de scandal care au făcut un inventar al unor piese vestimentare pe care eu le am în decursul multor ani de zile. Dacă ar fi să discutăm deschis, dar în momentul în care aș începe o asemenea discuție, aș greși pentru că, pe de o parte, oamenii sunt tentați, evident, să crească și, pe de altă parte, ar părea o justificare. Dar dacă este să vă uitați la hainele mele, să știți că ele sunt făcute de o bună prietenă, Galina, care este creatoare de modă și, de asemenea, pantofii, cei mai mulți sunt românești și sunt făcuți de Mihai Albu. Am, într-adevăr, și câteva piese mai valoroase, dar alea sunt cumpărate în timp și să știți că sunt cu un efort financiar. Cu o carte de credit și plătesc în mai multe luni piesa respectivă. Dar nu are rost să mă justific, pentru că, v-am zis, e o abordare, în primul rând, incorrectă, pentru că și eu și soțul meu facem parte din categoria oamenilor politici care nu au beneficii materiale de pe urma guvernării. Viața mea și a soțului meu și a familiei mele ar fi exact aceeași și dacă am fi în opoziție. Absolut nicio diferență. Deci
suntem o familie care își drămuiește cheltuielile, care își face calcule privind investițiile și de aceea resimt o durere efectivă atunci când văd unii oameni că se opresc doar la niște lucruri superficiale. Pe de altă parte, domnule Pândaru, să vă mai spun, faptul că unii consideră că singura mea vulnerabilitate, vezi, doamne, ar fi câteva haine, înseamnă că mi-a făcut datoria ca politician. Mulțumesc! Mulțumesc că ați fost alături de noi în această dimineață. Mulțumesc! Claudiu, Cristi și vouă vă mulțumesc, doamnelor, domnilor, zi bună!